Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a reușit să pună punct unei grave probleme de circulație în Mehedinți. Pe tronsonul de drum reabilitat pe fonduri europene, Negoești-Florești, au avut loc mai multe alunecări de teren, lucru care a impus închiderea circulației și identificarea de soluții financiare pentru remedierea circulației. La urmă, pe oameni din zona interesează să circulă pe drumul ăsta în condiții de siguranță și confort. Consiliul Județean Mehedinți avea dinainte de 2012 un contract de finanțare pe fonduri europene pentru reabilitarea acestui drum. Din cauza faptului că la vremea respectivă proiectul tehnic recepționat nu a avut la bază studii topo și studii geo de calitate care să aibă în vedere toate eventualele alunecări de teren, s-a pornit la lucrare, s-a făcut o lucrare de proastă calitate și în cel puțin 9 locuri ulterior au avut loc alunecări de teren și am fost puși în situația de a închide acest drum. Am accesat din nou fonduri europene și am ajuns în situația ca astăzi să începem recepția la cele 9 lucrări făcute pe drumul județean 670. S-au executat 1762 de piloți îndesați, s-au executat grinzi aferente la coloane, s-a executat drenuri aferente la coloane și s-a executat drenuri longitudinale pe toate zonele care au necesitat, zona 3. Pe ce lungime? Pe lungime de 560 ceva de metri, 565 de metri. Locuitorii din zona Baia de Aramă au avut cel mai mult de suferit din cauza alunecărilor de teren. Acest lucru din cauza că erau nevoiți să ocolească zeci de kilometri prin județul Gorj pentru a ajunge la destinație. Se circula foarte rău, acum este foarte bine, suntem foarte încântați de acest lucru și mulțumim celui care s-a ocupat de asta. Puteai circula pe aici când erau alunecările de teren? Se putea trece sau cât ocolea? Foarte, foarte greu și uneori chiar nu se putea trece, era impracticabil. Acum e foarte bun, comparativ cu ce era înainte, se observă că e reabilitat și e foarte bun. Și prezintă și siguranță. Înainte, vă simțeați în siguranță când treceați pe aici sau ce ocol făcea? Datorită alunecărilor de teren se putea lovi mașina, inclusiv mașina pe dedesubt și nu exista siguranță pentru cel aflat la volan, evident. Drumul Negoești-Florești a fost reabilitat pe fonduri europene, dar în lipsa unui studiu geotehnic temeinic a fost nevoie să se intervină din nou aici pentru consolidare pe 9 porțiuni de drum.